Balul însuraților este un adevărat tablou de tradiții și obiceiuri din zona noastră și în special de pe Valea Mureșului. Dar pe lângă ținuta invitaților, anul acesta, ca o noutate, a fost expoziția de obiecte populare. Meșteri din toate colțurile județului, dar și din alte zone, și-au expus produsele tradiționale lucrate cu multă migală și pasiune. Bineînțeles, la loc de cinste au stat costumele populare țesute manual, dar și obiectele brodate în lemn. Avem cătrință, zadii, cum zicem noi, cămeș, țăsute, zadile cu sute, cămeșă bărbătească cu sută. Cât de vechi sunt aceste costume? Sunt făcute noi, dar cu modele vechi. Lucrez în continuu, că mi-e drag să lucrez. Și să mai vând, și dacă nu să vând, am cum să le dau la nepoț, dar am multe comenzi. Costume populare, siropuri, obiecte sculptate din lemn, calendare din lemn, calendar perpetuum, suporți, bijuterii, mărgeluțe, da, toate sunt făcute manual. Am o gamă destul de diversificată de costume populare, toate sunt din Ardeal sau majoritatea. Am și pentru copii de câteva luni, de la 2 luni, 3 luni, cele de sus, și pentru fetițe și pentru băieți, până la adulți. Casa țărănească, în miniatură, este confecționată din lemn de brad. O parte din lucrări au și rol funcțional, se pot folosi și ca pușculiță sau depozitarea diferitelor obiecte sau lucrușoare. Avem și vioara în miniatură, monument al viorii. Și nu doar costumele populare au fost expuse cu mândrie, icoane pe sticlă sau modele sculptate în ceară, toate au întregit atmosfera tradițională. Am expuse icoane pe sticlă, deci eu sunt iconar. În fiecare an aduc tot alte lucrări, astea sunt toate lucrări noi, de în ultimul timp a anului trecut le-am făcut. Lumânări care sunt sculptate, făcute din ceară. Am încercat să aduc cât mai multe culori, de să fie o paletă mai largă de culori, de modele. Am adus acum lumânări mai micuțe, care până acum nu erau. Da, este a patra lansare, dintre care am volumul 4 acum, pe care l-am scos chiar alaltăieri. Și toate volumele l-am lansat la Balul Însuraților. Cartea pe care, poeziile pe care le scriu eu sunt poezii pe teme populare. Deci ceea ce se întâmplă aici. Cea mai nouă carte este aceasta, Mărturisiri. Mărturisesc cei mai în vârstă care au trăit încă în zilele războiului al doilea mondial. Expoziția a fost una cu vânzare, iar prețurile produselor expuse au fost direct proporționale cu munca depusă pentru confecționarea lor, dar ținând cont că astfel de obiecte țin o viață întreagă și sunt adevărate bucăți de istorie și tradiție, fiecare bănuț este justificat.